Atunci când primim oferte tentante de zboruri ieftine, oriunde în lume, nu ezităm și profităm imediat. Abia apoi căutăm o cazare convenabilă și, de regulă, găsim. Așa am ajuns în Mallorca. Mallorca este cea mai mare insulă spaniolă, situată în partea de vest a Mării Mediterane, făcând parte din arhipelagul insulelor Baleare. Celelalte două mari insule componente ale arhipelagului sunt Menorca la nord și Ibița la sud. Capitala arhipelagului, Palma. Toate insulele reprezintă importante atracții turistice. Am decolat de pe Otopen duminică, 16 octombrie 2022 și, după aproximativ 3 ore și jumătate, am aterizat pe aeroportul din Palma de Mallorca. În aeroport erau peste 30 de grade Celsius. De aici, cu un autocar modern, ne-am deplasat până în Santa Ponsa, orașul nostru de destinație. Am avut parte de o cazare excelentă la hotelul Santa Ponsa Pins. Cameră mare, luminoasă, personal prietenos, mic dejun variat, îndestulător și gustos. Perspectivă prin geometria arhitecturii balcoanelor hotelului. Pe partea cealaltă a străzii, reține atenția designul unei inedite construcții, hotelul Pirates Village. Noaptea, totul devenea feeric. De pe terasa noastră, se putea observa animația din parcarea supermarketului Eroski. Frumoasa magnolie pe care o admiram întotdeauna când treceam pe la cumpărături. Centrul stațiunii este dominat de un imens sens giratoriu cu numeroase restaurante și magazine de suveniruri de jur împrejur. Restaurantele au specificuri diferite, clienții dispunând de multe opțiuni. În prima seară am nimerit pe o terasă cu specific italian. Plimbare nocturnă pe faleza mării. Una din seri, am mâncat la un restaurant cu specific indian. Cele două poluri erau așezate deasupra unei flăcări cu rol de spectacol și de menținere a preparatului la temperatura optimă. Faleza ne învia la plimbări în fiecare seară. Nu, o astfel de oportunitate nu era de ratat. Autobuzul ne-a lăsat la capăt de linie, într-un pasaj superan, în stația intermodală, chiar în piața Spaniei, în dreptul monumentului dedicat regelui Iacob I al Aragonului. În piața Spaniei era multă animație, dar și mulți porumbei. Artiști stradali, terase la tot pasul și turiști. Iacob I al Aragonului
supraveghea piața, vigilent, de la înălțimea poziției sale. Ieșind prin piața Porta Pintada, pe strada San Miguel, în dreptul Bisericii Ortodoxe Ruse a Nașterii Domnului, am întâlnit și alți artiști stradali. Lucrările erau frumoase, de calitate și realizate în tehnici diferite. Pictori, dar și... Dona de Palma, 1992, lucrarea pictoriței Rosa Serra, o statuie Minervie cu autorizație de artist. Biserica Sfântul Mihail atrăgea mulți turiști. Indicatoare utile turiștilor. O prăjitură, un cappuccino și cercetând un tatuaj. Soția s-a făcut când îmi observă privirea. Luând o haihui pe străzile aglomerate, nu aveai cum să nu remarci magazinele cu delicatese, cele de modă sau arhitectura construcțiilor. Clădirea Parlamentului Insulelor Baleare. Animație jos în stradă. Estetica arhitecturală dacă ne ridicam privirile spre etajele superioare. Fără să ne dăm seama, am ajuns în grădinile Sol del Rey, situate în imediată apropiere a Palatului Regal La Almudaina. În depărtare, la capătul bazinului, am putut remarca o frumoasă lucrare a sculptorului spaniol Josep Maria Subirax, Yunona. Nu eram singurii admiratori ai lucrării. Recunosc, am împrumutat puțin din aura maestrului. Alături, unul din mulții comercianți stradali își prezenta marfa. Palatul Regal La Almudaina, clasificat ca un alcazar, palat fortificat, este una din reședințele oficiale ale familiei regale spaniole. Vedere de ansamblu spre palat și catedrală. Catedrala La Seu, a cărei istorie este strâns legată de monarhia autohtonă, este unul din cele mai reprezentative monumente arhitecturale din Mallorca. Intrarea principală. Vedere dinspre Palatul Episcopal. Vedere spre Palatul Episcopal și Muzeul de Artă Sacră. Curtea interioară și Memorialul Sfinților și Fericiților din Mallorca. Partea inferioară arată rădăcinile pământului din Mallorca, unde s-au născut sfinții și care sunt reprezentați de cercuri de lemn care conțin numele lor.
există cercuri goale pentru viitorii sfinți și 3 cercuri mai mici cu referire la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Lacrimile simbolizează cele 53 de districte municipale din Mallorca. Stația în care ne-a lăsat autobuzul, într-un imens sens giratoriu, la o distanță nu foarte mare de faleza stațiunii. Se făcea plajă pe 18 octombrie. Măslinele cred că erau tocmai bune de cules. Ne-am îndreptat apoi spre gara din Soier pentru a vedea celebrul cenuleț din lemn, una din principalele atracții turistice ale zonei. Gara găzduiește o inedită expoziție de ceramică de-a lui Picasso, pe care, din nefericire, fiind închisă, nu am putut o vizita. Am fotografiat intrarea și ne-am mulțumit cu cele câteva fotografii ale maestrului expuse pe hol. 3 prieteni: Pablo Picasso, José Luis Ser, Juan Mío și, pe verso, o dedicație stil Picasso. Gara Soier, o gară clasică, cu vagoane la linie, rezervor de combustibil, ac feroviar și artă în aer liber. Trenulețul are traseu și prin Piața Constituției, care este dominată de aliura impunătoare a Bisericii Sfântul Bartolomeu. Vedere interioară spre altar. Într-un final, obosiți și înfometați, ne-am îndreptat spre una din terasele ce serveau mâncare cu specific spaniol și am servit o delicioasă paelia. În timpul zilei ne-am propus să mergem la plajă. Plajă în octombrie? Trebuia să încercăm. Nu se simțea niciun fel de disconfort. Nici în apă, nici pe plajă. Seara am fost invitați unor prieteni, cuplu româno-spaniol din Palma. Cu Anda ne-am dat întâlnire în Piața Spaniei, în dreptul monumentului dedicat regelui Iacob I, cuceritorul. Am fost invitați la cină, la un restaurant deținut de niște români,
unde noi ne-am răsfățat servind câte o dorada uriașă. Companionii noștri, mai pragmatici, au preferat câte un grătar clasic de porc. Am petrecut o seară excelentă alături de prietenii noștri din Palma. Mulțumim Anda, Toni și Nicu! A fost o zi lungă și obositoare. Am luat iar la picior străzile capitalei, ne-am uitat pe la vicine, am intrat prin magazine, am mâncat, ne-am răcorit cu câte o... sau o... Am reușit să ajungem și la celebrele băi arabe, situate în centrul istoric, pe strada Cansera, la numărul 7. Băile, de arhitectură musulmană, datează din secolul al XI-lea, conservarea lor fiind doar parțială. Vedere spre camera centrală, băile fierbinți. Sala centrală, de formă pătrată, este încadrată de 12 coloane ce închid între ele arcade în formă de podcoavă. Impresionează cupola băii, semisferică, din cărămidă și prevăzută cu luminatoare. Cam așa arătau băile în vremea lor de glorie. Iată-ne și în grădinile Camp Fontiroid, o veritabilă oază de verdeață, de frumusețe, de liniște, de odihnă. O bine meritată relaxare și apa, nelipsită apă. În spatele meu, o mică expoziție în aer liber. Pe unde să fie ieșirea? Ah, iată-o! Piața Curții. Mai aveam ore bune de petrecut până să plecăm spre aeroport. Ne-am găsit loc de odihnă în fața primăriei, a cărei clădire găzduiește și biblioteca publică municipală. Înghețată, ne-am mai luat și noi câte una. Încă un sandwich, un cappuccino și... Din nou în piața Spaniei, suntem în stația de autobuz. Seara, pe la ora 7, am plecat spre aeroport. Încă nu știam că apăruseră și vreo 2 ore de întârziere până să decoleze avionul nostru. Dimineața, pe la ora 5, am parcat și noi în fața blocului. Bine te-am găsit, casă!